legea numărul 287 din 12 aprilie 2019. A fost convocat la ședința ordinară de către domnul primar Lucian Ovidiu-Nicu cu următoarea ordine de zi, 27 de proiecte, o informare, din care 8 suplimentare. Dacă sunt propuneri la ordinea de zi. Propunere punctul diverse. Discuții, altă discuții, propun ordinea de zi cu puncturi diverse propus de domnul Radu Cotan. Cine este pentru? Inclusiv suplimentare, da? Înțeles, le-am anunțat, da? Ok. Trecem la aprobarea procesului verbal din 27 martie 2019 al ședinței ordinare. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Mulțumesc. Prezența la ședință, am dat să spun, suntem cu un minus, da? 20, dar ușor, 20 din 21. Mulțumesc. Primul proiect de hotărâre. Proiectul numărul 1 pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, atestat prin hotărârea de guvern numărul 1356 din 2001, anexa numărul 3, cu modificările și completările ulterioare. Avizul Comisiei Urbanism și Administrare Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect. Mă supun atunci spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul nu s-a votat. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a municipiului Roman în proprietatea publică a județului Neamț. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil cu un amendament. Din anexă s-au scos poziția 4 și poziția 13. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu amendament de comisie. Dacă sunt discuții. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru cu amendamentul făcut? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 3 privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt la proiect. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Proiectul 3 a fost votat. Proiectul 4. Privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Local 67 din 27 martie 2019, privind aprobarea listei finale de priorități ANL pentru anul 2019 în vederea repartizării locuințelor construite în Roma de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Supun spre aprobare proiectul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Proiectul 4 a fost votat în unanimitate. Proiectul numărul 5, privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2019 și a listelor de investiții finanțate din bugetul local, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și credite interne. Avizul comisiilor pentru buget finanțe. Avizul comisiei este favorabil cu un amendament pe anexa 10. E vorba de adresa prefecturii care a modificat normarea la personalul de la Poliția Locală din 70-69, rămânând astfel 69 de poste vacante și unul temporar, pe total tot 70. Da, a venit cu modificare pe anexa 10, a venit. Normarea a venit pe canal. Era afișat anexa 10, forma aprobată inițială. Propusă inițial. Ulterior a venit la normativ și s-a afișat 69 la posturi normative. Trecem la Comisia Juridică? Da. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții acum? Da, nu poate. Am înțeles. Vă rog să-mi dați voie să întreb și eu câteva detalii.
La anexa 4, sub capitolul 65.2.0.1, învățământ preșcolar. În câte știu, la grădinița Smirnozava este învățământ de preșcolar. Nu știu dacă există capitol pentru an de preșcolar. Anexa Smirnozava? Da. Este învățământ ante-preșcolar. Nu știu dacă există articolul bugetar. Nu este pentru an de preșcolar. Nu este, da? Da. Ok. Am încă câteva. Am înțeles. Da. Vreau să vă întreb ceva. În tot în anexa 4, la punctul 33, avem reparații capitale strada Mărului, Copinței, Tinosului, Pescarelor. Dar în același timp, multe adunate în ultima. Dar eu răspuns, domnul. Da. Sunt plăți efectuate până la acest moment. Nu știu. Este obiectivă. Ok. De întrecerea? Nu, nu. Nu, de niște detalii pe care trebuie să le înțelegi. Oricum am discutat împreună bugetul acum două luni. Da, da, a fost foarte pe scurt de luni pe marți, știți. Da, în data de 17 martie sau a fost o hotărâre, 27 martie, scuze. A fost o hotărâre privind lista actualizată a proiectelor de lucrări. Mă gândesc, acum avem la anexa 5, o altă sumă finală, tot plăți deja efectuate, domnul director? Deci aici apare un total general 32.242. Da. Și împrumutul este de 48.300. Este suma care se trage anul ăsta, care a fost aprobată să se trage anul ăsta. La anexa 6, voi mai avea o întrebare. Dacă la punctul 7, actualizarea documentației la ființa centrului A este suma care deja este inclusă în proiectul care l-ați depus dumneavoastră la 5 mii? Privește exact acela. Mai am o întrebare și la lista 10 pe care o spune domnul Siloaie. La partea de asistență, asigurări și asistență socială, total posturi aprobate conform HCL 293, posturi permanente 206, posturi temporare 0. 206 plus 0, nu știu dacă fac 293. Trebuiau niște posturi temporare sau? Posturi aprobate. Așa. Din care ocupate sunt 206. Nu e ocupate, permanente și temporare. Nu sunt deputate. Deci nu e ocupată schema. Și ceea ce vă spuneam eu, noi oricum lucrăm cu schema undeva cam la 60. Deci nu, dar înseamnă că posturile permanente sunt 293, dar ocupate doar 206, nu? Da. Și încă o întrebare la indemnizații plătite unor persoane din afara unității, dacă se referă la indemnizații de consilierilor sau la altceva. Eu sunt destul de mare, 491. La care vă spune? Dați anexa. Să nu... La pagina 17, cheltuieli secțiuni de funcționare. Pe în ultimul rând. Ce anexa? Anexa 1 la pagina 17. Eu aș propune o înlocuire, dacă vreți, cu doamna Havrici la Comisia pentru Buget Finanțe. Nu. N-ar fi bine? Am la nu, că ar fi un urmă studii, de da. Mai sunt întrebări? Nu, dar știi cum te răspuns? Am înțeles. Dacă ai fost într-o comisie, o dezbăteați acolo și la fel. Nu, sunt în altă comisie. Păi de asta spuneam, v-ați dat o sortire cu cineva... Nu, dar puteți veni și la comisie. Sau puteți veni la comisie. Nu, neapărat să fie la comisia și la asta. Sigur, persoane din afară unității. Ar fi fost reglat în comisie. Era mai ok. Discuții, dacă mai sunt, nu mai sunt. Supun la vot cu amendamentul domnului consilier de la Comisia Buget Finanțe. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiectul a rămas privind aprobarea acordului de asociere pentru organizarea Forumului de Arhitectură și Urbanism Moldova RP în 2030 la Roman în data de 6 iunie 2019. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Și avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Proiect votat în unanimitate. Proiectul numărul 7. Privind aprobarea acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor Garilor în cadrul Zilelor Municipiului Roma 2019, în perioada 17-19 mai 2019. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții. Supun spre aprobare proiectul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Votat în unanimitate. Proiectul numărul 8. Privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Supun spre aprobare proiectul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Câte abține? 2, 4, 5 abține? Da? Mulțumesc. Proiectul numărul 9, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local din 2018, numărul 279, privind darea în administrarea serviciului public pentru administrarea cimitirilor umane din municipiul Roman către Direcția Municipală Locată Roman în calitate de operator. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru aviz favorabil. Administrație Publică Locală, Sport și Tineret. Și avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect. Vă supun spre aprobare proiectul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect votat în unanimitate. Proiectul 10. Privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 171 din 2018. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, supun de fapt spre aprobare proiectul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect votat în unanimitate. Proiectul numărul 11 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local din 2008, 14 februarie, hotărârea numărul 18 privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect. Domnul consilier. Din câte știu eu, în hotărârea Consiliului Local 18 din 2008, au fost stabilite la nivel de Roma 19 trasee, nu? Leg? Să înțeleg că s-au abrogat ceilalți sau s-au eliminat? Au rămas, spune că la ele ne participăm nimeni la licitație, am încercat prin traseele existente să acoperim și acele. Nu, înțeleg că acum se dorește a se înființa un traseu cu numărul 6. Da, e cel care face între centru comercial și... Nu ar fi mai corect să fie traseul numărul 12? De ce? Pentru că respectivul traseul 6 există. Nu mai. L-am modificat, nu conform de vedere. E o hotărâre de modificare. Tu ce zici, nu se cheamă traseul 1? Că l-am modificat pe traseul 6. Supunem la vot proiectul, dacă mai aveți alte discuții, proiectul numărul 11, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu abținere? Proiectul numărul 11 a trecut. Proiectul 12. Privind instituirea dreptului de uz și servitude în favoarea secei de gaz grid, SA, asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman.
Avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții la proiectul 12, vă supun la vot proiectul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 13, privind acordarea unor titluri de cetățean de onoare al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Vom face... Dar fiind vorba de vot la persoană, vom face vot secret. Vot secret. Comisia de validare. Comisia de validare, doamna Păiuș, domnul Beloi, domnul Vasile, domnul Achiriloai. Dați un pic la discuții. Discuții, dacă sunt, spuneți, domnul consilier. Am un proiect, am dat promisiunea domnului primar, am ridicat pentru fiul lui Strunga, care a lăsat din testament să se construiască primăria și celălalt bun. El a făcut și a spus că va fi făcut cetățean de onoare, dar am vrut să fac amendament anul trecut. Anul ăsta, dar văd că nici anul ăsta nu l-ați... No, am zis că îl luăm la o dată viitoare și îl luăm la anul pentru anul 2020. Era mult pentru că, într-adevăr, o personalitate... Este, dar și cele pe care mi le-am și pus astăzi sunt o problemă. Nu, doamne, să ne știți, sunt haideți să lăsăm un pic. Și dacă era fără... Să nu rămânem fără personalitate. Dacă nu aveți fără personalitate. Domnul Zătorului Fiu. Răpuneți, dacă aveți în viață, domnul Lombard. Da, da. Comisia de validare, de organizare... Prezența. Doar domnul Corona, ca să-i strigăm. Domnul domnul Achiriloae Leonard, domnul Andrei Bogdan, domnul Armanu și domnul Bălar. Va urma domnul Ilie Boloha. Domnul Bogdan Cucudel. Domnul Radu Cătălin Curpă. Domnul Beloi va intra. Domnul Farcaș Petru și Andrei Cron. Domnul Ghica Constantin, doamna Iulia Havrici. Domnul Bolvan Constantin, domnul Ștefan Iacob. Domnul Moroșanu Dragoș, domnișoara, Pădrașcu Euge, domnul
Dana Păiuș, la Rumiluță. Și doamna Sumar, domnul Vasilicu Daniel. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă supun atunci spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect votat în unanimitate. Proiectul 15 privind utilizarea excedentului bugetului local din 2018 în bugetul local din 2019. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Nu. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect votat în unanimitate. Proiectul 16 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul este favorabil și cu expunerea suplimentară de la comisia aceea de acordare a unei sume de 1.500 de lei lunar pentru luna de data medicilor de la centrele de medicină. Comisia de Cultură, Curte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Comisia Juridică. Aviz favorabil.
Vă supun, dacă sunt discuții pe... Aș avea rugămintea să facem votul pe articole, pentru că la unul din articole doresc să nu participăm. Domnul, eu cred că nu o să eu țineți-vă în totalitate, domnul Consiliu, că eu cred că este suficient vorm ca să participăm. Ok, dar aș vrea să... Trebuie să considerezi două persoane participă la vot, domnul Achidoaie și domnul Colocara. Mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 17 privind neexercitarea dreptului de preemțiune din cumpărarea unui imobil. Avizul Comisiei Urbanii și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu vă supun la vot, proiectul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A trecut proiectul 17 în unanimitate. Proiectul numărul 18 privind aprobarea vânzării unor imobile. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Care este favorabil? Avizul... Da? Anexa corectată. Anexa corectată, da. S-a trimis anexa corectată. Perfect. Avizul Comisiei Urbanist și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe acest... Nu participăm. Domnul Andrieș nu participă, da? Vă supun la vot proiectul numărul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Da? Proiect 19 privind aprobarea inventarului parțial a terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții la proiect. Supun la vot proiectul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect votat în unanimitate. La punctul 20 avem o informare privind... La sfârșit cu 20. Îmi dai voie să fac un rău? Mulțumesc. Informarea de la punctul 20, referitor la participarea la forumul cooperării descentralizate Franța-România 2-3 aprilie 2019. Trecem la punctul, la proiectul 21, cel de după 20. Proiectul suplimentar 1. Privind modificarea hotărârii HCL numărul 55 din 2009. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la subiect, la acest proiect. Supun la vot proiectul numărul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect băgat în unanimitate. Proiectul 22. Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, vă supun la vot proiectul 22. Cine este pentru? Împotrivă, abține, proiect votat în unanimitate. Proiectul 23, privind modificarea anexei HCL 89 din 2017, privind punerea la dispoziția proiectului, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020, a terenurilor pentru construcția, modernizarea, reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe acest... Nu participă. Domnul Curcudel nu participă la vot. Supun la vot proiectul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 24, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 220 din 2018, privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Da. Domnul raportor. Am avut și o discuție preliminară cu un caz de discuții cu Oscar Zeferi. Mie valoarea de 400 de milioane se pare foarte mare. Deci eu aș face un amendament la propunerea inițiatorului
să stabilim o valoare de 350 de lei. Nu vreau să întreb dacă pe lună este bine 40 față de 47 la Bacău? E ok. Întrebările astea nu și-au rost, nu știu. Nu, am întrebat, poate aveți și acolo. Rămâne așa, da? 350 amendament, da? Nu, că l-am discutat în ședința respectivă. Nu mă uit la Bacău, poate vrea cineva că e mai ieftin acolo. E abonamentul anul la anul mai mic. Am înțeles amendamentul. Domnului... Nu am văzut asta din discuție orașul Bacău. Nu, colegul dumneavoastră a adus în discuție orașul Bacău și m-a întrebat dacă vreau să mă mut la Bacău. Da. Nu, eu după ce. Haideți să vă încep. Da, exact. Ce să facem? Să mai văd alții în anii. Discuții mai avem? Au fost, supunem la vot cu amendamentul făcut de domnul Bătrân. Prima dată o supunem. Supunem proiectul în forma lui inițial. Dar se supune în ordinea în care au fost făcute. Da, deci, fost făcut inițial. Prima dată s-a făcut. Deci, dumneavoastră aveți un proiect de hotărâre pe ordinea de zi, ca ce ați spus votul. Dumneavoastră i-ați propus un amendament. Dacă proiectul trece în forma inițială, nu mai are rost amendament. Atunci de ce mai facem amendament? Dacă... Nu e rost amendament în procesul. Dar mai venim la ședință? Dacă nu trece în forma inițială, domnul consiliar. Dacă nu trece în forma inițială, se supune la vot cu amendamentul. Cine este pentru cu proiectul în forma inițială, proiectul 24 în forma inițială? Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul 25 privind aprobarea devizului actualizat pentru rest de execuție la obiectivul parcări de reședință, contract numărul 9683 din 31 a 5-a 2017. Avizul Comisiei Urbanist și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă supun atunci la vot proiectul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Proiect votat în unanimitate. Proiectul 26 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 53 din 2019, privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea... Așa cum am propus în ședința anterioară, aș dori să fie exclusiv TVA, nu inclusiv suma de 100 de lei. O sumă prinsă în bugete, tot în TVA. Și bugetul ați aprobat așa și acum am modificat. Mă rog, supune la vot la forma inițială. Proiectul în forma inițială, supunem, dacă mai sunt alte discuții? Supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul 27. Privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare, avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Vă supun spre aprobare proiectul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect votat în unanimitate. Mulțumesc. Ultimul proiect, proiectul 28, privind aprobarea acordului de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public local și județean,
în perioada 9-11 mai 2019. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Nu sunt, deci vă supun spre aprobare proiectul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiect votat în unanimitate. Mulțumesc mult. Am ajuns la punctul diverse. Cine dorește să ia cuvântul la punctul diverse? Cine l-a propus, nu? Bună. Haideți, domnul. Am înțeles în discuția... Și dacă două zile, că abonamentul anual va fi aplicător, nominal. Nu este nominal. Vrei să răspunzi? Dacă abonamentul anual al lucrătorului, exact ca și la lunar, va avea bifat luna de sfârșit și anul de sfârșit. Deci fără numai de mașină și nu se deschide cumva o ușă spre fraudă? În ce sens? Dacă, de exemplu, dumneavoastră aveți abonament și pe casa mare o lună și care împrumutați, da. Să folosesc eu. Unde-i fraudă? Da. Plătit. De ce nu poate fi folosit de două persoane odată? Nu discrim. Absolut. Păi dacă nu poate fi folosit de două persoane odată? Dar stați un pic. Cum amestecați bariera? Vorbim de abonamentul anual, da? Pot deține două persoane să munta la același abonament? Dacă îți dau mașini de lipite, pun pe bara de contact. Deci actual trebuie. Cât costă un bilet de la Lebăda la Dedema la ora 10? Sau o călătorie? Nu există traseu la ora 10 până la Dedema. Dacă studiați proiectul, vedeați. Traseu. Deci am încercat să facem un transport public și acum îl... Acum îl facem. Chiar am și reușit. Mai sunt alte subiecte, da? Punctul diverse? Nu, încă vreau să fac două legate de... Știu că dimineața sunt 2:30, poate de la 5:30 la 8. Și după amiază vreau de la 15 la 16. În mod normal, persoane care merg dimineața la școală sau la serviciu, ar trebui să aibă tot un interval de genul ăsta și la întoarcere. E deja studiată problema și discuții care au fost într-o anul cu agenții economici de acolo din zonă. S-a comportat acest program. Și școala se termină la liceu, ci se termină la ora 3 sau? Nu. Da. Liceu 3. Nu, nu. La ora 3, liceu 5. Nu am fost. De regulă, după cum vine și dumneavoastră, sunt foarte... E traseul 6, de care tocmai puteți să mențiune, care circulă prin 10-10 minute, pe Dedema și Autogară. Cu atât mai mult cât acolo marea majoritate a copiilor sunt în mediul rural și au transport. Deci, deci să revenim. O călătorie de la Lebăda până la Dedema, la ora 10, călătorie, mă spun, o excursie. Nu? Costă 2,50 pentru primul traseu, 2,50 pentru al doilea, nu? Atunci, sunt trasee diferite, dar cine are abonament, dacă tot vorbim despre ele, are în baza aceleași abonament și poate din urmă. Deci abonamentul este universal valabil. Pe toate liniile. Nu contează. Da, dar cine nu vrea abonament, trebuie să plătească... Cine nu vrea abonament, da, trebuie să plătească. Cine nu dorește abonament, trebuie să plătească bilet. Deci, costă 2,50, da? Pentru cine nu vrea abonament, trebuie să plătească. Biletul sau biletele? Biletul sau biletele, în funcție de cât vrea să vă. Am spus de la Lebă, dar până la Dedema, la 10. Da, după tine. Și eu m-am răspuns, dar ce facem de acum? Vreți să am spus de noastră? Nu, sunteți mulțumiți de răspuns. Domnul primar, vă explica. Deci nu este un traseu până acolo. La ora 10. La ora 10. Altă întrebare, domnul consilier, da? Mai avea o întrebare? Pentru că am stabilit din lista de investiții finanțate din ultimul an 2019 acea activitate peisagistică a Bulevardului Republicii, care, așa cum se termină la intersecția cu Cadrastin Rodava, pentru că romașcanii din zona amatori de la blocul din
acea zonă, m-au rugat să vă spun să aveți în vedere ca acest proiect să, din bugetul local să putem finanța amenajarea și în fața blocului, chiar de la abator, de la supermarket Marcel, pentru că nu este prins în această amenajare peisajului, da, cu spații verzi și cu... Știu. Acolo e o altă discuție. Deci, proiectul mare de realizare prevede toată zona începută de la limita trotuarilor, înspre strada Smirodava, Gloriei, Ecaterina Teodoroiu, Ion Creangă, partea de trotuare pe întreg bulevardul, pe întreg bulevardul Republicii va fi un proiect viitor care va merge până la intersecție cu Bocandroată. Deci inclusiv zona invocată va fi prinsă pe proiectul ulterior și nu pe proiectul ăsta care privește doar zona de spații verzi de la limita trotuarilor. Cu strada Bogdan Dragoș, de la Bibliotecă Pantona. Un proiect separat, care va vizaje. Da, și dacă proiectul ăsta m-a transmis și colegul nostru, Andrei Fron, la mulți ani, de fapt, punctul diverse pentru asta. Era intervenția mea, așa, domnule, dar lasă domnul. Vă mulțumesc pentru ședința de astăzi și